Există o logică aici pe care ați explicat-o foarte bine și de care cumpărătorul poate profita în perioada aceasta. Sunt oportunități. Părerea mea personală, am mai ascultat și alți dezvoltatori imobiliari din România și îi spun așa, cumpără acum, prețurile nu vor mai fi niciodată la nivelul acesta. Oamenii ascultă, așteaptă scăderi de preț și automat vor deveni chiriași pentru că nu-și vor mai permite să cumpere, pentru că prețurile vor crește. Dacă toate lucrurile merg bine și nu va veni un război mai mare sau se va prelungi la nesfârșit, dar după cum putem observa, ne-am obișnuit și cu războiul. Nu te gândeai înainte de război. La nivel mental, psihologic, pare că este o oarecare acomodare cu această idee. Până la urmă, se pare că oamenii, în general, sunt obișnuiți să se adapteze la orice condiție și să meargă mai departe. Nu este altă cale. Pentru că suntem în contextul acesta al prețurilor care unii își doresc să scadă, pentru că așa este piața, alții își doresc să crească sau cel puțin să stagneze. Introduc aici o întrebare care nu neapărat a fost pe agenda discuției noastre, foarte dar bine. Care ar putea să apară în contextul discuției intrării României în spațiul Schengen. Ar putea prilejui această intrare în spațiul Schengen o schimbare în zona aceasta imobiliară, în condițiile în care practic nu mai ai granițe, cei din afară pot intra mult mai ușor pe teritoriul țării tale. Există așa o zonă mai prietenoasă care ar putea să devină țara noastră? Ce s-ar întâmpla cu prețurile din imobiliare? Practic asta ar fi întrebarea. Țara noastră are atât de multe zone neexploatate la cote maxime, încât dacă considerăm că acum suntem la minim, se deschid granițele și vom avea turiști și vom avea oameni care să vină să investească în țara asta, oamenii nu investesc într-o țară care e în vârf ca și prețuri de tranzacționare în imobiliare. Ceea ce nu se întâmplă în România în momentul de față. Ceea ce nu se întâmplă în România în momentul de față. Și automat, facilitatea de a fi în spațiul Schengen ar aduce noi beneficii țării și automat cererea va fi din nou interesantă și prețurile vor crește. Asta este opinia noastră. Acum, nu pot să prevăd automat sau absolut o normalitate, dar e o previziune pe care mă bazez și sunt sigur că așa va fi. Eu personal. E posibil să mă înșel.